de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața! O nouă zi, o nouă cafea. De data asta fără cafea, că am uitat să-mi iau cana, dar nu nimic, că o să o am eu pe timpul emisiunii. După ce ieri am discutat cu un important, o importantă membră a Liberal, eu zic, care va deveni mai importantă pe măsură ce trece în județul Neamț, nu știu de ce. Astăzi am zis să mutăm un pic registru și să discutăm și cu cineva din, să ne spunem, tabăra cealaltă, din echipa cealaltă, cea PSD-ului. L-am invitat pe cel din conducerea PSD, care de obicei e disponibil și pentru emisiuni. În rest nu prea sunt, ei sunt cu făcutul treburilor și nu au timp de emisiuni. L-am deplasat de la Târgu Neamț până la Piatra Neamț pe primarul orașului Târgu Neamț, Daniel Harpa, care a venit și este aici pentru a răspunde întrebărilor. Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Domnul primar, haideți să începem așa, direct și rapid, emisiunea de astăzi. Noi tot am făcut emisiunea anul trecut, am vorbit despre Târgu Neamț, ce mai fost. Dar acum vă întreb direct, cum vă simțiți ca primar în opoziție? La fel cum am simțit ca primar și, și când eram la putere. Haideți, nu mă lăsați, răspundeți diplomatic acum. Deci e mai bine sau e mai bine sau mai ușor? Că nu mai ai atâția bani de cheltuie, nu mai ai atâția lucruri de... E mai greu. E mai greu, având în vedere și această situație a pandemiei, dar una peste alta trebuie să trecem peste toate și să facem tot posibilul să punem lucrurile la punct și să mulțumim cetățeanul, primul și în primul rând. Bun, acum, lăsând la o parte orice lucru, ar trebui totuși să spunem că a fi primar în vremurile astea, după un an în care tot bugetul s-a dat peste cap, practic, n-ai mai putut să faci tot ce ți-ai propus sau au intervenit tot felul de cheltuieli neprevăzute. E o adevărată provocare să faci bugetul pentru anul următor, pentru anul ăsta, de fapt. Și provocarea e cu atât mai mare cu cât nu avem nici buget național încă. Din punctul ăsta de vedere, cum e la Târg? Așa cum ați spus, avem un minus destul de consistent pe buget pentru anul 2021, în primul și în primul rând, datorită faptului că foarte mulți bani s-au dus pe perioada pandemiei, pe acea stare de urgență și starea de alertă care există și acum. Iar la o primă vedere, la o primă discuție cu colegii din compartimentul contabilitate, anul acesta avem un minus de aproximativ 2 milioane de euro. Comparativ cu anul 2020. Stați un dacă pic. Vorbim în euro. Dacă vorbim. Ar fi un minus cam bugetul pe un an din taxe și impozite la nivel de orașul Târgu Neamț. Pe asta vreau să zic, că e aproape cât întreg bugetul de taxe și impozite. Da. O să vin un pahar de apă la dumneavoastră pe masă, va vedea. Mulțumesc. O mână așa în ecran. Deci nu e nicio problemă că suntem în direct. Deci este enorm de mult. Destul de mult. Anul trecut, cam tot ceea ce am, majoritatea investițiilor, am renunțat la ele, pentru că toți banii de care era nevoie pentru pandemie i-am luat din investiții, iar începutul anului actual, după cum știm cu toții, la fel până la momentul de față, am luat banii din bugetul local pentru a organiza acele centre de vaccinare. Bun, am înțeles că e undeva la 150.000 de sau cât? Nu, undeva la 100 de miliarde de lei vechi. În total? În total, da. Mai puțin de 2 milioane. Cam pe acolo, 2 milioane de euro. Bun, dar acum, de exemplu, cât v-a costat organizarea centrului ăsta de la Târgu Neamț, la sala de sport? 150.000 de lei pe lună ne-ar costa să funcționeze toate cele 4 puncte din centru de vaccinare. Este destul de mult. Bine, probabil din ce am văzut
la colegii dumneavoastră din televiziune, probabil guvernul ne va sprijini pe toți primarii să recuperăm această sumă de bani. În cazul în care nu se vor găsi soluții, cam acolo ajungem cu bugetul. La un simplu calcul făcut, ne-am duce cam la, pe an, dacă pandemia va dura tot anul, ne-am duce cam la, nu știu, 15 miliarde de lei. Numai pentru acel e foarte centru. Distractiv. Noi când avem emisiunile și împrăștiem. Și acum pe un grup din Târgu Neamț am fost refuzați ca să punem emisiunea. Nu știu exact care e grupul, dar e distractiv. Asta este o modalitate extrem de interesantă de a dialoga. Nu-mi dau seama care este grupul, dar o să aflu și o să văd și eu de ce o asemenea postare ar putea să lezeze imaginea grupului respectiv. Da, mă rog, de ale Facebook-ului. Da. Domnul primar, dacă domnul Boc a reușit să obțină bani pentru centrele astea, e un lucru bun. Când vor veni banii, vom mai vedea. Că probabil după ce se va vota bugetul. După buget, cu siguranță. Până atunci, cum se descurcă o primărie care se uită în spate și vede că are un gol de 2 milioane de dolari? Imaginați-vă că până la aprobarea bugetului noi trebuie să cheltuim 1/12 din bugetul din anul 2020. Bine, aici vorbim de cheltuieli curente, nu vorbim de investiții, pentru că investiții nu ai voie să faci. Discutam cu mai mulți colegi de-ai mei, primari, de la orașe, chiar și comune, care se plângeau, cum mă plâng și eu, că dacă în martie votăm bugetul, sau știu, cred că în martie vom vota bugetul la nivel local, când vom mai avea timp de organizare de licitații, de pregătirea caietelor de sarcini și ceea ce ne-am propus noi pentru anul 2021. Deci eu, din punctul meu de vedere, anul 2021 va fi un cel mai greu an de când sunt eu primar, de 8 ani de zile. Acest an, după cum deci am avem calculat pe de o parte pandemia, pe de altă parte întârzierea bugetului și celelalte probleme generate de pandemie. Care vin din perioada pandemiei. Așa, din spre mediul economic din Târgu Neamț, care sunt reacțiile? Că e clar că discutați și vin oamenii. Reacțiile sunt exact ca și la noi, în administrația locală. Dacă vorbim de sistemul Horeca la pământ, dacă vorbim de sistemul economic în general, la fel sunt la pământ. Cu câteva excepții, în special pe acea zonă a producției, văd că nu am văzut la Târgu Neamț acele mici fabricuțe. Ca să închidă. Ca să închidă, da. Din contră, am văzut că au nevoie de forță de muncă. Pe aici mă refer în special pe confecții, pe materiale din cauciuc, la ce avem noi prin Târgu Neamț acele fabricuțe. Haideți că sunt și câteva instituții economice destul de interesante în zona Târgu Neamț. Da, da. Iar mulți se gândesc în perspectivă că acolo va fi un pol de dezvoltare, că este loc. Deja zona, fosta zona industrială din zona Gării a început să se dezvolte. Începând de la acele supermarketuri până la... Deci toate în acea zonă, toate terenurile au fost vândute la diferite agenții economice. Deci acum aveți Kaufland, adică o să aveți și Kaufland, nu? Mâine, da. Deci aveți inaugurare, cum e? Am o invitație astăzi la o recepție finală, iar mâine va avea loc deschiderea. Probabil astăzi, după ora 14, mai voi duce la recepția finală. Ce înseamnă deschiderea unui magazin pentru un oraș ca Târgu Neamț? Bine, eu trebuie să, în primul și în primul rând, să fiu imparțial, adică să fiu corect și să mă gândesc în primul rând la oamenii mei din Târgu Neamț. Pe asta zic, ce înseamnă pentru ei? Pentru agenții economici care desfășoară cam aceeași activitate, va fi un pic mai greu, agenții economici locali. Pentru Târgu Neamț în general va fi mai bine pentru că ai o varietate de produse mai mare și poți să... Și pentru buget va fi. Iar bugetul, la fel, pe lângă acel supermarket, mai avem încă 3-4, să le spunem, magazine care asigură, într-adevăr, atât bugetul la nivel local, cât și forța de muncă pentru orașul Târgu Neamț. Da, ideal ar fi... 50-60 de persoane care vor lucra în acea zonă. Da. Și pentru circulație va fi un pic mai bine, pentru că trebuie să recunoaștem că era infernal
acolo în zona podului, da, un lucru și fără bun. Magazin. Da, un lucru extraordinar de bun, pentru că dezvoltatorul a acceptat propunerea mea să vină pe banii lor să construiască acea zonă, acel sens giratoriu și, într-adevăr, circulația va fi mai fluidă. Este un lucru extraordinar că cei de la... De fapt, dezvoltatorul a înțeles că trebuie făcut ceva pentru a fluidiza traficul bun. În acea zonă. Ei așa înțeleg peste tot, pentru că altfel nu prea ai cum să faci. Domnul primar, în condițiile astea, cu 2 milioane de euro mai puțin, aproximativ, că nu știm, poate aveți o surpriză la buget și vi se dau bani mai mulți. Da, cu aproximativ putem. Da. Poate fi mai puțin. Ce se alege de investițiile începute? Sau haideți să o luăm altfel. Cum v-ați gândit pentru buget? La ce v-ați gândit? Care sunt prioritățile bugetului? Prioritățile sunt clare, să termină ceea ce am început. Sunt foarte multe șantiere începute. Și dacă nu le terminăm, nu are rost să începem altele. Bine, aici excludem proiectele europene, pentru că la Târgu Neamț, probabil și în alte localități, prioritatea numărul 1 o avem pe fonduri europene, pentru că acolo putem dezvolta orașul și putem cu banii europeni să accesăm fonduri pentru ceea ce ne interesează pe noi în Târgu Neamț, în special pe zona turistică. Dar pentru anul 2021 asta mi-am propus și asta trebuie să propun și Consiliul Local, să termin ceea ce am început. Exemplificând acea zonă de la Parcul Cetate, strandul, bazinul de not și zona deci de deci pentru agrement. Zona aceasta vor fi fonduri? Pentru aceste trei investiții importante avem fonduri europene pentru zona de agrement, fonduri guvernamentale, contract încheiat pentru bazinul de not didactic, iar pentru strandul și zona de agrement din parcul de la cetate, acolo avem o problemă. Avem un minus de 6 milioane de lei, care trebuie să-i suportăm din bugetul local, pentru a termina investiția. De unde provine minusul ăsta? Ce vă spuneam? Pandemie. Pandemia, da? Deci sunt bani luați de la buget? Sunt bani luați de pe investiții, în mare parte din zona investițiilor din strand și am băgat pe... Pare că zona aia e într-un fel vitregită. Întotdeauna când acolo s-a încercat ceva, a intervenit ceva. Dar vom face tot posibilul să terminăm. Soluția am găsit-o cu un credit din bugetul local pentru a termina investiția. Că altfel se duce totul la vale dacă nu termini investiția. Dar mai aveți loc de credite? Da, este loc. Păi am reușit în primul mandat să reducem gradul de îndatorare la un 6-7%, iar acum este loc. Nu chiar la maxim, dar avem loc. Deci, cu mare atenție, eu zic că vom reuși să terminăm acele investiții. Bine, nu mai vorbim de cele 80 de blocuri unde se lucrează și la momentul de față și ne trebuie o cofinanțare de vreo 3 milioane de lei. Nu mai vorbim de proiectele care le pregătim să le depunem în fonduri europene, unde și acolo ne trebuie bani pentru consultanță, pentru studii de fezabilitate și celelalte taxe care se cer la momentul respectiv. Domnul primar, uitați, sunt întrebat aici și dacă în bugetul de investiții aveți incluse fonduri și pentru reabilitarea Bibliotecii Orășenești Ion Creangă. După ce a fost reabilitată Casa Culturii, poate e momentul și... Biblioteca a fost depus proiect de aproximativ 2 ani de zile pe Compania Națională de Investiții. La fel așteptăm bugetul țării și vom vedea. Bine, din bugetul local trebuie să fiu sincer că nu avem cum să reabilităm biblioteca, dar proiectul este făcut de 2 ani de zile și așteptăm finanțarea prin Compania Națională de Investiții. Deci cam e o valoare mare, înțeleg. Compania Națională nu prea intră... Aproximativ 5 milioane de lei. Da. Adică aproape lucrările de care, banii care vă lipsesc dincolo. Da. Avem minus în buget destul de... Imaginați-vă la un buget fără sumele defalcate care ne vin lunar de la stat, bugetul orașului este de 100 de miliarde. Acele 100 de miliarde trebuie să le împărțim pe funcționare, salarii, salarii, funcționare, sociale, lumină, spital, școli, iluminatul public. Deci din bugetul local nu putem discuta de investiții. Doar reparații. De reparat un drum sau altceva. Cum am făcut și în ultimii 8 ani de zile, acel program național de dezvoltare ne-a salvat orașul cu investiții, în special pe apă, canal și drumuri.
Și Compania Națională de Investiții, la fel cum sunt și fonduri europene, restul dezvoltării. Ați beneficiat de vreun contract acum, că s-au semnat niște contracte în prelungire pe PNDL? Nu, sunt contracte în derulare care nu au fost terminate. Eu nu am beneficiat că am terminat pe toate. Am semnat contractele pentru că s-a schimbat ministrul și este normal să semnezi și să prelungești contractele în derulare, dar din păcate pentru mine le-am cam terminat proiectele și nu mai am ce semna. Bun, deci pe PNDL nu mai aveți practic proiecte. Tot ce am avut am terminat. Nu știam că nu va mai funcționa PNDL-ul, dar ne-am grăbit pentru a termina în perioada guvernării PSD. Am înțeles, deci sunteți unul din primarii fericiți care nu au mai semnat contracte acum. Eu sper, am semnat contracte, dar lucrările sunt terminate. A, deci am semnat doar că contractele sunt terminate. N-au de unde știi cei de la minister că sunt lucrările terminate în mare parte pentru că nu am făcut recepția finală. Suntem în fază de recepție finală, de recepție parțială. Urmând ca perioada următoare să... Acum e Creșa, de exemplu. Acum e Creșa, îmi trebuia autorizație de la... Nu știu, de la ISU. Și nu puteam face recepția până nu dădeam avizul. Dar lucrările erau finalizate, achitate, banii, da, tot. Da. Am înțeles. De aceea au apărut acea listă. Celelalte două școli care le-am terminat. Colegiul Ion Creangă și colegiul Ștefan cel Mare. În aceeași situație. Da. Nu avem un aviz de la ISU și nu am făcut recepția finală. Deci dacă încercăm o concluzie, pentru anul care... Anul în curs? Pentru anul în curs, în primul și în primul rând, continuăm proiectele care le-am început din bugetul, mare parte de la bugetul de stat, așa cum am spus, cele 80 de apartamente, mare parte din fonduri europene, școlile care sunt în proiecte în derulare, anveloparea blocurilor, în special pe zona centrală, pentru că și acolo este o mare discuție cu depunerea proiectelor pe fonduri europene pe reabilitare termică a blocurilor, amfiteatru care este început, bazinul de not și zona parcului de la cetate. Și proiectele care vor urma a fi depuse pe fonduri europene, pe axele care se vor deschide în perioada următoare. Un domn, policlinica e foarte frumoasă prin afară, dar vă întreb, în interior nu lasă nimic de dorit, lipsește de exemplu un lift. Da, policlinica va fi reabilitată pe interior, pe fonduri europene. Ce spuneam, deci prioritatea, de fapt nu prioritatea, ceea ce trebuie să facem, să urmărim proiectele europene, tot ce înseamnă proiecte europene, să accesăm fonduri și să reabilităm. Deci unde se găsește o oportunitate să intrați? Da. Din bugetul local exclus a face, de fapt nu avem de unde, nu sunt bani. Clar că nu vor fi bani nici la nivel de județ? La nivel de județ, ca reprezentanții Consiliului Județean, ca președinte Consiliului Județean, să ne sprijine să terminăm policlinica, pentru că pe exterior policlinica am făcut-o anul trecut din fonduri de la Consiliul Județean, cu o cofinanțare a primăriei de 10%, cred. Și așa îmi doresc și pentru perioada următoare, anul acesta, vom vedea cum va fi bugetul și la Consiliul Județean, să ne sprijine în special pe zona de sănătate. Pentru că, așa cum știm, Consiliul Județean poate sprijini orașele unde avem spital pe baza unor parteneriate. Da, pe baza unor parteneriate, fiind un interes județean. Altfel, Consiliul Județean nu ne poate sprijini decât prin aceste parteneriate, prin hotărâri de Consiliul Județean, dar să fie un obiectiv de interes județean. Bun, acum orașul, așa, dacă vorbești ca perspectivă, dacă se va mai face cândva, cum se cheamă drumul acela, autostradă, nu? Autostrada și șoseaua de centură. Da, deci dacă se va mai face cândva, eu tot aud, se face, vai, ce ne luptăm, ce ne batem cu pumnii în piept și până la urmă noi cetățenii luăm câte un șut în fund când ne întrebăm despre chestiile astea. Orașul teoretic ar avea perspective. Planul de dezvoltare de viitor, cam ce ar arăta pentru Târgu Neamț? Lăsând la o parte bugetul de anul acesta. Adică au venit oameni, investitori serioși, să zică, aici va trece autostrada. Vrem să ne gândim să facem. Fac abstracție de Creangă Land. Creangă Land îl dăm deoparte. Aia e o altă investiție. Eu vorbesc de investitori serioși care să vină. Odată cu aceste fonduri europene care vor fi
siguranță, indiferent cine va fi la guvernare, proiectele europene trebuie să funcționeze. Avem și un plan de dezvoltare locală pentru perioada următorii 4 ani de zile și un plan de mobilitate tot pliat pe planul de dezvoltare locală pentru a veni în sprijinul orașului pe accesarea de fonduri europene. Păi așa cum a spus, noi nu ne-am gândit, de fapt nu avem cum să luăm în calcul să construim administrația locală autostrada. Dar din zona unde va trece autostrada, că odată și odată va trece, am gândit acea șosea de centură care am mai discutat-o, un partener cu Consiliul Județean, să împrăia tot ceea ce înseamnă trafic greu, ar fi... începând de la Agapea, Vânători, de fapt toate cele patru intrări în oraș. Ar fi un lucru extraordinar pentru oraș și pentru investitori. Pe lângă acea șosea de centură, la care se lucrează pentru a o depune pe fonduri europene, avem acea zonă a băilor Ogrinzi care vrem să o dezvoltăm. Aici chiar am vrut să vă spun că n-ați amintit băile Ogrinzi când v-am întrebat prima dată de... Da. Bun, noi am vorbit pentru anul 2021 de buget. La fel, nu avem ce discuta de băile Ogrinzi din bugetul local. Acea zonă a stațiunii băilor Ogrinzi, să găsim fonduri europene pentru a depune și acolo un proiect de aproximativ 5 milioane de euro. Discuții sunt cu consultanții, discuții sunt cu echipa din primărie care se ocupă de fonduri europene, vom vedea care va fi axa de finanțare. Și acolo este o prioritate. Vorbim de fonduri europene. Deci ar fi aceste... Bun, în mare ar fi vreo 7 proiecte prioritare pe fonduri europene, dar vedem cum stăm cu bugetul până a depune proiectele. Vorbim de bani mulți din bugetul local care trebuie să-i avem asigurați pentru studii și celelalte taxe care sunt de achitat. Deci, din câte îmi dau eu seama, se pare că vă îndreptați vertiginos spre un credit. Nu cred. Că altfel nu văd de unde. Singurul credit care trebuie să-l luăm și să nu avem altă soluție este strandul cu zona de la cetate, parcul de la cetate. În rest, doar acele credite pe ordonanță de guvern care am văzut că încă nu s-a... Prin trezorerie, nu? Prin trezorerie, cu dobândă 1% sau nu știu. Cum am făcut pentru celelalte proiecte europene. Da, dar alea sunt pe anumite sume, nu sunt foarte mari sumele respective. Da, ăla pe noi ne-a ajutat. Pe primăriile mici de mărimea orașului Târgu Neamț, OAT-ul de Târgu Neamț ne-a ajutat foarte mult. Bun. La ce vă așteptați? Acum intrăm un pic, depășim cadrul ăsta administrativ strict. Uitați-vă ce se întâmplă. Județul Neamț iarăși e cu moți în frunte. Deci în momentul acesta nu avem Consiliul Județean complet constituit. Nu mai vorbim că nici primăria Piatra Neamț sau mai sunt primării în comune care funcționează șchiop, fără toți viceprimarii. Având în vedere cum a debutat nou mandat în Consiliul Județean, e clar că avem două grupări, sau mă rog, două grupări și două jumătăți de grupări, care aparent par pe poziții reconciliabile. Adică, dacă unul spune hăis, celălalt spune cea, neapărat. Nu mai contează cine ține hățurile în mână, că unul merge așa, unul merge așa. La ce vă așteptați în județ? Pentru că contează foarte mult. Și dumneavoastră știți și cu toți cei care mă cunosc, știu că eu sunt un om de echipă și de negociere. La fel, toată lumea știe că eu sunt prieten și sunt prieten cu președintele Arsenie. Adică niciodată nu o să mă dezic de acest lucru, că am crescut amândoi în Târgu Neamț și ne știm de mult timp. Eu am încredere foarte mult în el, la modul cum va pune problema și cum se va organiza în perioada următoare, pentru că nu văd la momentul de față și situația dată cu pandemia a ne mai juca și a mai avea orgolii. Iar dacă nu se găsesc soluții urgente până la a întocmi bugetul pe 2021, este rău pentru toată lumea. Dar la buget oricum ai nevoie de o majoritate, nu simplu. Nu, bugetul parcă se votează cu două treimi, nu? Nu. Nu, tot cu majoritate simplă. Deci, după nou schimbarea. Da. Deci ai nevoie de majoritate simplă la buget. Dacă nu se rezolvă lucrurile, s-ar putea... Eu zic că lucrurile se vor rezolva și din ce știu se va face alianță cu Pro-România. Asta vreau să întreb, ce știți și nu știu eu. Vom avea vicepreședinți cu siguranță în perioada următoare. Asta înseamnă că
se va dezvolta și o alianță pe axa Consiliului Județean Rosnov. Nu știu, aici nu știu, nu e problema mea, dar la cum îl știu pe președintele Arsenie, va găsi soluții și va avea vicepreședință în perioada următoare. Bine, va avea vicepreședință oricum, că s-ai lui sau nu s-ai lui, dar... Deci oricum va avea vicepreședință. Bine, eu acum nu... când discutăm, numai din punctul meu de vedere, nu mai contează că sunt ai PSD-ul sau ai PNL-ul. Trebuie să avem vicepreședință, să facem echipă. 4 ani nu mai avem alegeri. Și vom face echipă, asta e. Nu putem să... Sunteți un tip optimist în general. Eu mă aștept chiar și la alegeri anticipate la nivel național. Dar mă rog. Eu la Târgu Neamț am majoritate în Consiliul Local. Și cum nu mi-aș face probleme. Adică nu mi-am făcut niciodată probleme, că nu, chiar dacă nu avem majoritate, nu mă voi înțelege cu PNL-ul. Și drept dovadă, dacă vă uitați la ultimele ședințe, după alegeri, din adică 19 cu doamna Maria Vrânceanu. Că... Cu toată lumea m-am înțeles. Din 19 deci eu vorbesc cu PNL-ul. Că... Doamna Vrânceanu este independent. Păi de dânsa a luat câte voturi? A luat voturi cât aproape pe... A luat dacă... 400 și ceva de voturi. Deci a luat mai multe voturi, dacă reportăm la așa, decât au luat cei de la... Este problema dumneavoastră. Asta am spus. După alegeri încheiem politica și facem echipă pentru, în primul și în primul rând, pentru binele cetățenilor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar uitați-vă că nu se încheie politica. Asta este partea urâtă a lucrurilor. În loc să se adune, să zică, băi, hai să vedem ce facem, ba unii fac ședință și ceilalți pleacă, ba vin ceilalți, fac ședință și pleacă ei. Deci e ca în filme cu desene animate, Lolec și Bolec. Deci ăla era un serial extraordinar. Eu l-aș mai reprograma, Lolec și Bolec, dar l-aș programa în timpul orelor partidelor politice. Deci că astăzi partidele politice și băgăm seriale cu Lolec și Bolec. Ar fi senzațional. Deci, sau Gopo măcar. Că ăla vor găsi soluții și PNL-ul și PSD-ul și Pro-România și PPU. A, să da, adune la o masă rotundă și vor face majoritate, vor avea și vicepreședință. În Consiliul Județean nu se poate masă rotundă. Deci orice masă rotundă trebuie să aibă un cap de masă, că altfel nu se poate. Sunteți de acord cu mine, ați copilărit cu domnul Arsenie și el nu poate să stea la masă rotundă. El trebuie să aibă locul lui. Este lider. Este normal, lider. Liderul deci... să fie lider. Am înțeles. Am păsărica mea. Ce se întâmplă cu sportul la Târgu Neamț? Și acum, sincer, lăsând la o parte chestia cu fotbalul. Că toată lumea vorbește, ei, fotbal, s-au dus bani acolo, că sau așa. A venit o propunere cu un domn să facă nu știu ce, a picat propunerea, chiar din partea PSD-ului a fost opoziția, ceea ce e foarte interesant. Și acum ăștia vor să plece pe la Fălticeni, dar nici nu vor să vorbească prea mult despre proiectul lor. Noi am încercat să... Nu. Din ce știu, Fălticenii vor să desfințeze echipa. Tot cu datorită lipsei de fonduri. Domnul Mitran, așa îl cheamă pe respectivul cetățean care a fost o perioadă la Piatra Neamț, la Cealău, a venit cu un proiect, ne l-a prezentat. Eu m-am grăbit și am recunoscut și în fața Consiliului Local să intre primăria, Consiliul Local, primăria Târgu Neamț, într-un parteneriat, să-i spunem, cu viitoarea echipă de fotbal. Colegii m-au tras de mânicuță și au făcut un lucru extraordinar de bun. Că am constatat că în această perioadă primăria nu are cum să asigure fondurile necesare. Consiliul Județean a promis că va ajuta echipa cu fondurile necesare. Așa că domnul Mitran cu echipa dumnealui a înființat o asociație sportivă. Deci au înființat-o pe pe numele dumnealor. Avem și noi în acea asociație, nu primăria, Târgu Neamț, orașul Târgu Neamț, un domn care va face parte din asociație, iar dumnealor, pe legea 350, vor veni și vor solicita finanțare atât de la primărie cât și de la Consiliul Județean. Dar, în primul și în primul rând, finanțarea consistentă va fi de la Consiliul Județean. Dacă au un proiect clar, cum au primit, un proiect destul de cum interesant. Au primit Borca, Răuceștiu, comune cu tradiție în fotbal, de ce n-ar primi Târgu Neamțul, mă rog? Dar fără a implica primăria în această asociație. Bun, acum mai este și o altă problemă, problema seriozității și problema promovării tinerilor din zonă. Da. Aici o discuție mai amplă vis-a-vis de promovarea tinerilor. Pentru că, și aici ajungem la ce mă doare pe mine și nu știu dacă vă doare și pe dumneavoastră. Mă doare. Pe vremuri, Târgu Neamțul avea
un liceu cu program sportiv care era o adevărată pepinieră pentru echipa de handbal fete, echipă de tradiție foarte bună. Veneau oameni de la Piatra Neamț să ducă să vadă meciul la Târgu Neamț. Erau grupe de copii la fotbal foarte bune. Mai erau și acum vreo două grupe, dacă nu mă înșel. Avem și acum două sau trei grupe. Tenisul s-a făcut, acel balon unde... Ori acum nu prea să mai văd. Nu există interes din partea celor care conduc clubul sportiv. Păi dacă o spune primarul că nu există interes... Da, dar am spus ori de câte ori am avut ocazia. Chiar dacă directorul clubului sportiv este fiul meu, adică așa s-a întâmplat, nu l-a pus nimeni politic acolo, nu există interes. Și eu i-am spus în față, suntem prieteni, discutăm în fiecare zi, dacă nu ai un om mână de fer care să-i pună la treabă pe acei profesori, pe tenis, handbal, fotbal și celelalte sporturi. Celelalte sporturi, nu faci performanță și nu ai de unde, nu ai pepinieră de a lua. Când ați fost invitat ultima dată la o competiție sportivă organizată la Târgu Neamț? Între licee, între școli, hai să nu spunem că poate îi obosește altceva, dar poate șah. Poate, nu știu, ați fost invitat? Nu. N-ați fost invitat. Asta denotă exact ceea ce spune un domn, la câte sunt de făcut la Târgu Neamț, să lăsăm sportul, nu e prioritar. Sunt multe de făcut, dar toate la timpul lor. Sportul nu înseamnă numai fotbal pentru nu cel înseamnă, care... Nu, noi vorbeam de handbal, vorbeam de tenis de câmp. Deci... A spus de acel balon, care e o investiție moarte. Nu se folosește balonul. Balonul este într-o... Balon. Terenul acela acoperit... Plus balonul este într-o stare execrabilă. Adică... Bun. Nici... Atunci, haideți să facem ceva, că ăia sunt oameni plătiți... Ca să facă lucrul ăsta. Clubul sportiv nu este în subordinea primăriei. Știu că nu este în subordinea primăriei, dar un membru în Consiliul de Administrație ar trebui să aibă și primăria. Avem un membru, da. Un consiliu local. Avem, da, din consiliul local. Eu, uite, sunt curios și o să vă fac o cerere, teoretic ar trebui să fie pe site, raportul celor doi membri din Consiliul de Administrație. Să vedem ce spun ei despre... Lipsă fonduri. Nu au fonduri necesare pentru a... Domnul primar, ca să faci o competiție de tenis între copiii din zonă de acolo, pe categorii de vârstă, îți trebuie bunăvoință și foarte puțin bani. Da. Foarte puțin bani. Ca să faci o competiție între școli de mini-handbal, îți trebuie doar bunăvoință, că să-l mai găsești și terenuri. Ca să faci un concurs de șah, îți trebuie bunăvoință. Concursul de șah mai organiza Dumnezeu să le ierte domnul ONU cu Asociația Pensionarilor. Deci de asta vă spun. Adică și de aici mergem și ne ducem spre celelalte activități. Eu am deschis cu sportul pentru că și la nivel cultural, în afară de chestiile alea organizate, ca să spun așa puțin festivist, lucruri la bază nu se mai fac. Și atunci ne mirăm că lumea nu citește, că lumea nu face, că lumea nu știu ce. Adică viața aceea normală a cam dispărut. Și nu-mi dau seama de ce. Și din păcate, în ultimul an au dispărut mai multe lucruri care, la care vom suferi cu toții peste câțiva ani. Uitați-vă învățământul. Ce se întâmplă în învățământul de România? Păi, nouă clase, nu e așa? Nouă clase în zona Târgu Neamț, în zona Târgu Neamț pentru la anul. Trei clase la Agro, nu? Sau cum se cheamă? Ion Creangă? Două la Ștefan cel Mare, dar aici, mă rog, la Ștefan cel Mare nu se mai poate discuta. Problema e că ei, de fapt, nu sunt două, e una. Da. Că una s-a luat anul trecut, e mai complicat. Nu văd o mare problemă cu desființarea claselor. Problema este învățământul în general. Adică eu nu pot concepe copilul meu să stea pe tabletă 8 ore sau 6 ore sau cât stea, să învețe alfabetul. Acum ați văzut că e posibil ca după... Doamne ajută! Doamne ajută. Martie să înceapă, adică clasele 1-4 aproape sigur, da? A 8-a, a 12-a aproape sigur și rămâne... Clasele terminale. Da. Vom vedea. Rămâne să vedem ce cu ceilalți, dar este inuman să stai 8 ore pe tabletă. Sau 6 ore pe tabletă. Și pentru profesor,
Hai când spuneam stau, poate, mare parte, 90% din ele, dar credem noi că în localitatea, nu știu care, din mediul rural, stă copilul pe tabletă 8 ore. Nu mai vorbim de... Când are tabletă, nu mai vorbim că nu are net, că nu are... Curent, nu știu, uneori. Curent sau alte chestii. Da, dar astea sunt lucruri generale, la nivel național. Astea, domnul primar, astea sunt lucrurile care ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, în atenția comunității. Adică, în momentul în care nu se mai face sport în școală, în momentul în care nu se mai fac activități în școală, în afara orelor respective, deja vorbim despre alte lucruri. Bun, eu aici am criticat un pic activitatea celor de la clubul sportiv. Dar dacă discutăm de licee și de școli. Altă discuție acolo. La licee, într-adevăr, Ștefan cel Mare, Ion Creangă. Avem profesori de sport care își fac... Asta ține de conducerea școlilor. Da. Instituții. Ai un director bun care se implică. De exemplu, eu cred că unul din oamenii care merită apreciat pentru modul în care a organizat un liceu absolut infernal de condus este cel de la Ion Creangă. Este absolut infernal, cu atâția navetiști, cu atâtea cadre didactice și cu atâtea specialități. Da, și cu atâtea specialități să faci față, iar cum acum a apărut chestia asta cu trei clase, anul trecut a mai pierdut două și totuși omul se luptă pentru liceul lui. Bine, pierd și profesori care didactice vor pierde ore. Vor pierde și la salarii și vor desființa catedre. Domnul primar, să încercăm o concluzie. Deci ne așteaptă un an greu? Pe toți ne așteaptă un an greu. La nivel de Târgu Neamț, așa cum spunea domnul care a comentat că sunt alte lucruri de făcut în Târgu Neamț, e normal că sunt lucruri de făcut ca în orice altă localitate. Dar toate trebuie făcute cu chipzuință și în primul și primul rând să vedem priorități. Una din priorități în alte zone este aceea micșorării aparatului bugetar. Da. La dumneavoastră s-a pus problema asta? Cred că se va pune în cel mai scurt timp. Și la dumneavoastră? Eu am și spus, nu vreau să fiu prost înțeles, se impune un audit pe tot ceea ce înseamnă personal. După care vom hotărâ... Nu mi se pare normal ca tot bugetul orașului Târgu Neamț să-l dau pe salarii. Nu să-l dau eu, să-l dăm pe salarii. Deci sunt prea mulți bani pentru salarii. Persoane cu dizabilități, le-am înțeles, este lege, trebuie să le asiguri finanțare. Direcția de asistență socială trebuie să funcționeze. Nu vorbim de acele sume de bani care le trebuie asigurate pe ajutor social. Cum spun oameni, domnule, nu le mai dați la o anumită categorie de persoane ajutor social. Bun. Și aici e discutabil. Legea scrie destul de clar cui trebuie să-i dai și cui nu trebuie. Celui care îi asigură un loc de muncă și refuze, obligatoriu. Sau cel care nu face zilele. Sau care nu face zilele. Nu-i mai de ajutor social. Dar sunt categorii de persoane care obligatoriu trebuie să le dea ajutor social. Dar nici să stăm... Vă dau un exemplu. La Direcția de Taxe și Impozite avem 30 de oameni. Un exemplu scurt la Târgu Neamț. Nu sunt 30, sunt mai puțin. Avem 30 de oameni. Adică nu pot concepe la sfârșitul anului 2020 să avem un debit de peste 20 de miliarde de lei care nu sunt recuperați. Sunt situații cu firme în faliment, cu Horeca, care nu ai ce să-i faci oamenilor, că nu au bani. Dar sunt situații unde nu te-ai implicat. Păi dacă nu te-ai implicat să aduci bani la buget, să-ți câștigi salariul, pentru ce mai stai în măcar să-ți câștigi salariul. Păi da. Măcar să-ți câștigi salariul. La fel. Este normal. Trăim în Europa, într-o țară, într-un oraș, zicem noi, dezvoltat și democratic. Dar nu este normal tu, ca cetățean al orașului, să nu-ți achiți taxa de salubrizare. Primăria de unde? Cel de la firma de salubrizare în fiecare lună facturează și trimite la primărie să-i achităm contravaloarea gunoiului. Apropo, cam cât costă așa gunoiul? În jur de 80 de mii de lei pe lună. 80 de mii de lei pe lună. 800 de milioane, da, pe lună. În condițiile în care noi trebuie să avem la Târgu Neamț, chiar eram avut o discuție cu colegii din primărie și reprezentantul firmei de salubrizare,
trebuie să recuperați banii care i-a achitat primăria din buget local. Adică nu e normal eu să nu am, să nu plătesc taxa de salubrizare, iar dumneavoastră să veniți să plătiți și pentru mine. Totuși. Aici da. Este o discuție. Vedeți câte probleme sunt? Aici sunt problemele adevărate. Vedeți câte probleme sunt? Ați văzut la capitală sau nu știu unde a fost, plin de gunoi. Da. Păi ce s-ar întâmpla în Târgu Neamț să nu achit taxa, să nu achit contravaloarea serviciilor prestate de... Păi, haideți să explicăm un pic. Primăria achită firmei, dar cetățeanul ar trebui... Cetățean. Și cetățeanul nu are abonament. Este o taxă de salubritate? Este taxă care, există un contract care trebuie încheiat în funcție de numărul de persoane. Cu fiecare cetățean. Așa. Cu rolul, cu familia respectivă. Da. Câte persoane ai în familie, atât achiți, nu știu, 30 de lei pe lună sau nu știu cât era pe... Da, da, știți cum e și aici? Sunt niște discuții că oamenii spun așa, bun, achităm, asta e, dar haideți să vedem un pic cum facem să scădem lucrurile. Și aici sunt colectarea selectivă, etc. Corect, da. Scădem lucrurile. Firma. Dar ducem borcanul, sticla la sticlă, plasticul la plastic, cartonul la carton. Dar firma le ia separat? Firma le ia separat. Dar ce să ia? Că nu are ce lua, pentru că toate se duc în... Am venit cu acea investiție cu sistemul ăla de colectare. Cu platforma de gunoi. Degeaba, nu? Degeaba. Și aici trebuie... Adică omul trebuie educația. Să înțeleagă. Educația. Și educația și stimularea, pe de o parte. Și amenda, pe de altă parte. Cred că stimularea și amenda sunt prioritățile. Sau eu știu. Bun, nu vă întreb acum câte amenzi s-au dat pentru chestia asta. Nu s-au dat amenzi. Păi nu, dar ar fi cazul ca cineva să o ocupe. Să conștientizăm cu toții că dacă nu ne ajutăm unul pe altul, nu realizăm nimic. Primăria, oricine ar fi primar, că sunt eu, că va fi altul, cine va fi, nu poate să asigure și nu poate face astfel încât ca taxa de salubrizare sau taxa de mediu, sau cum se numește, să o achite din bugetul local. Pentru că nu ai cum. Îmi spune cineva că ar veni 18 lei pe persoană, ceva de genul ăsta. Ceva, da, 18 lei sau 20 lei pe acolo. Deci sunteți întrebați câți vor rămâne angajați în primărie. Deci astea sunt lucruri care... Păi după ce vom efectua auditul, vom anunța cu siguranță cât vor rămâne. Bun, ceea ce mi-am dorit întotdeauna de când sunt în administrație locală, acel birou unic. Am văzut în orașele mari un birou unic care funcționează extraordinar de bine. Adică spre binele cetățeanului. Te-ai dus, ai venit și... Corect, te-ai dus, ai un birou unic unde ai și evidența populației, ai și taxe și impozite. Nu mai umbli la etajul 1, la etajul 2, la etajul 3, la parter. Aici, dacă am reușit să organizăm acest birou unic, cu siguranță nu neapărat vor pleca oamenii acasă, vom da oamenii afară, dar altfel... La Târgu Neamț pot plăti taxele și impozite online? Da. Avem birou de se plătește. Uite, o să vă rog când o să ajungeți acasă să-mi dați și mie un semn câți oameni au plătit online taxele la Târgu Neamț. Să știți că sunt. În special cei care sunt plecați în străinătate plătesc online. Sunt. Asta este bine. Da. Asta este bine, pentru că poate 30 de oameni la taxe și impozite, nu știu exact cât sunt. Nu sunt 30, mai puțin. 20 de oameni la taxe și impozite poate ar lucra mai bine și mai puțin dacă ar fi mult mai informatizat sistemul. Da. Ce vă spuneam, cu birou unic. Dacă am avea birou unic, altfel s-ar... Bine, și sistemul informatizat, dar... Și ce vă oprește cu biroul? Fondurile. Fondurile. Bine. Domnul primar a suscitat foarte mare interes și suscită în continuare emisiunea. Spune cineva, vă garantez că 50% din contracte de salubrizare sunt declarate mai puține persoane. Persoane, da. Așa este. De ce nu se cumulează taxele în impozitul pe locuință? Întreabă cineva. Taxa pe gunoi în impozitul total. Păi asta facem noi acum, probabil de astăzi, mâine, cel târziu de la 1 februarie, când ai achitat rolul, când ai achitat taxe și impozite, taxa pe locuință sau ce ai de achitat, trebuie să prezinți contractul de la firma de salubrizare. Dacă nu, nu-ți ia niciun ban. Nu achizi nimic până nu ai acel contract. Bun, sau achizi taxa dublă, specială, la primărie. Ceea ce nu cred că îi convine cuiva. Am înțeles.
dacă mai aveți ceva de spus acolo, uite, biroul unic este absolut necesar, pentru asta trebuie informatizare, ne spune cineva pe... Informatizarea este pregătită. Avem, în mare parte avem cu ce să ne descurcăm. Biroul unic ar însemna o investiție de aproximativ, să spunem, 500.000 de lei, acea clădire din spatele primăriei, unde trebuie să o dotăm, să o reabilităm, să o modernizăm. Dar eu sper că din puținul care îl avem, vom găsi o soluție. Să... Da, ar fi un lucru foarte bun, că altfel interacționez cu populația. Da. Altfel interacționez cu populația. Mai puteți urmări mai ușor ce se întâmplă prin primărie cu angajații, așa, dacă e multă lume. În această situație delicată, cred că toți cei din primărie și nu numai, toți cetățenii orașului, toți cetățenii în acestei țări, trebuie să înțeleagă că altfel se va pune problema în perioada următoare. Și sunt sigur, indiferent cine e la guvernare, că se va face o ordine și în administrația locală. O ultimă întrebare, deși aș putea să stau de vorbă cu dumneavoastră mult. Surse de bani altele, pe plan local, de exemplu, din vânzări, aveți blocurile ANL. Da. Se vând, dar de fapt banii nu vin la dumneavoastră, nu? La blocurile ANL. O mică parte. Toți banii. Avem deja proceduri de vânzare a mare parte din blocurile vechi ANL. Le vom vinde pentru că tot din cauza lipsei de fonduri, că nu ne permitem să venim noi să facem reparații la blocurile respective, iar cetățenii și-au exprimat dorința să cumpere locuințele și le vom vinde. Dar acum nici nu putem vinde totodată, iar de la anul să stăm... În perioade excepționale se mai iau și măsuri excepționale. Să știți că odată vorbeam de Kaufland. Vor veni și vor achita taxe și impozite. Mâine, pe mâine vor mai veni 2-3 investitori tot în acea zonă industrială. Avem un interes din partea unui investitor din Iași care la fel vrea să investească câteva milioane de euro în altă zonă a orașului. De fapt, acești oameni vor plăti și ei taxe și impozite. Absolut. Astea toate sunt bani care vin la buget. Dar cum am spus, stațiunea Băii de Oglinzi, dacă va avea sor de izvând acea investiție, și acolo vor veni taxe și impozite la primărie. Bun. Dar interesul nostru este să venim în sprijinul investitorilor să nu plătească taxe și impozite, să dezvolte zona. Bun, acum cum să vă spun, dezvoltă și la un anumit moment, dar sunt banii din salarii, impozitele pe salarii, sunt TVA-ul, etc. Eu vă mulțumesc că ați venit până la Piața Neamț pentru această emisiune. O să venim și noi să facem emisiune la Târgu Neamț. Mulțumesc. A suscitat un real interes emisiunea și foarte multă lume se uită la emisiune. Cam așa stau lucrurile, oameni buni. E ușor să vezi de deasupra ce se întâmplă într-o comunitate, dar în momentul când pătrunzi în amănunt, îți dai seama că sunt probleme reale cu gunoiul, cu școala, cu activitățile culturale, cu activitățile sportive, cu viața socială, cu spitalul, că uite, n-am discutat nimic de spital. Lucruri fără de care roțile alea din țate nu merg. Și dacă nu merg, indiferent, poți să pui ulei, poți să pui orice, că dacă nu se îmbucă una cu alta, lucrurile nu merg. Vă mulțumesc și vom mai face acest gen de emisiuni. Poate reușim să găsim și alți primari vorbăreți. În general, îi găsești mai greu. Pentru că au atâtea probleme încât preferă să nu apară și să spună cu ce se confruntă. Vă mulțumesc, la revedere, cele bune! Mulțumesc!